Salutare, bine ați venit la un nou episod. Băi, astăzi sunt de pe serverul 1TapRomaniaRp ca de fiecare dată, deci vă aștept și pe voi, aveți Discord acolo în mijlocul ecranului sus. Am uitat ce am vrut. În fine, băi, ultima dată am rămas aici, cam până aici am apucat să vin, după ce ați văzut ce am spionat un alt an, după ce ne-a pus acele persoane să spionăm. Și am nevoie de ajutorul la cineva acum. Cred că v-ați prins la cine o să cerem ajutorul. Vreau să ard casa, guys. Vreau să o ard. Deci pur și simplu să nu afle acea persoană despre informație, să nu mai găsească nimic. Nu știu, de backup, de nimic. Ceea ce ține în laptopuri, televizoare, stick-uri, un alta. Mă scuzați, să vă dăm ca și n-am. Deci nu vreau să mai văd chiar nimic. Să nu mai vadă. Că vă dau seama ce am înțeles. Ce se poate întâmpla dacă îl lași numai așa. Hai că n-am, cum am ajuns aici. Sper să fie și băieți, mă, să fie și băieții aici. Bine, eu m-am schimbat între timp pentru că în caz dacă no, să nu fiu numai cu haine la ala, totuși e zi, adică... Salut! Salut! Unde e șeful? Aici sus. Am înțeles, poți să vii un pic cu mine, că am nevoie de un ajutor, neapărat. Deci ați văzut despre ce e vorba, la cine am cerut ajutor acum. Fii atent. Mă auzi? Da, ok, fii atent, faza care-i, mai bine ți-aș arăta, dracului. Am furat eu dintr-o casă, nu am aflat niște informații foarte bune, cum e cam terorist, să spun așa, și am furat niște documente foarte secrete, te poți uita peste ele? Da, nicio problemă. Stai un pic că... Și unde le-ai mai exact? Stai că am uitat ce am vrut să fac. Scuze, mă apucă. Da, scuză-mă. E prea stresată. Ia uite-te, aici sunt documentele pe care le-am furat de la acea persoană și am zis că trebuie să cer ajutor cuiva. Deci e vorba de rachete nucleare, bombe cu nitrogen, arme de calibru foarte mare, dar nu trage cu gloanță, trage cu... nu știu, numai filmele să fie mai vedeam așa ceva, știi? Înțeles, știi că astea trebuie de mercenar, dacă mă înțeleg. Păi da. Ia uite-te aici. Uite-te ce scrie acolo. Paragraful al doilea. Cerința mea care ar fi? Ai putea să mă ajut să eliminăm tot? Da, cum să nu? Nu, bun, atunci fiate cum facem. Trebuie să mergem să ne pregătim, să ne îmbrăcăm tot costumat, să nu părem suspicioși. Are camere, eu ieri am fost acolo acasă, am văzut. Și am zis că, da, am nevoie de cineva care să elimine tot. Vezi că am nevoie și de bidoane, să spun așa. Să dai foc. Da. Deci casa aia nu vreau să-mi existe. Și nu, informațiile le-ai furat înainte? Da, pe documente, am pe stick-uri, laptopuri furate, tot. Ce am apucat de acolo. Nu-i problema, asta facem. Bun. Atunci ce facem? Mai ținem discuția sau trecem la treabă? Păi, în principiu putem trece la treabă. Trebuie să vorbesc cu voi, să mergem să ne schimbăm și noi să ne pregătim. Și pe urmă o să mergem direct în locație, dar trebuie să fim foarte vigilenți să nu fie cineva pe acolo. Da, păi na, o să stăm un pic, o să venim prin zonă, să vedem cum, dacă e cineva și dacă nu, ne-am dus una, două. Perfect. Bun. Hai să aici, dacă e. Haide, mă duc repede la mașină, mă duc să mă schimb și unde ne întâlnim? Tot aici, nu? Tot aici, până atunci se schimbă și băieții și noi. Bun, hai să mergem. M-am grăbit. Băieții? Da, s-a întâmplat ceva? Da, mergeți și schimbați-vă, pentru că avem o operațiune mai secretă. Am înțeles. Hai că mă duc să mă schimb, guys. Băi, Du-te, Maxi, să fii aici. Toți, hai, veniți. Trebuie să ne bagem repede în mașină. Aoleu, să mă duc acasă. Să ne schimbăm. Și tot aici ne întâlnim. Hai, băieți, noi ne-am schimbat. Acum, bine, s-au mai întâmplat și mai multe chestii, nu numai... Păi, din câte văd s-au făcut seara, e perfect, e perfect să mergem să facem chestia asta ilegală, tot dar ăla ce face e ilegal. Hai să vedem, aici sunt beții. Opa, aici sunt beții. Hai să mă duc să bag mașina dracului aici, să nu vadă careva. M-am înțeles, era să mă duc. Bă, vă place cum m-am îmbrăcat bine, roșu ăsta... N-am ce să fac, nu, să mă întâmplă câte una pe alta pe drum. Asta e. Seara bună. Saga bună. Pregătiți? Da. Nu, da, bun. Da. Auzi, ai o armură. Și pentru mine. Hai că îți plătesc după aia. Da, te rog, bună. Mi-a dat două, mă. A. Mai mă, ca strânge. No, hai, mașini. Nu știu cu cine voi... Haide într-o mașină. No, hai că vine după mine. Am primit, da? Astea camuflate. Da, că-s bune, hai. Mamă, ce faină mașină. Bă, parcă mă apuc o nostalgie când văd mașinile astea. Și interiorul ăsta. Da, nu contează, hai că m-am luat cu planul și una alta și să mergem repede. Să nu facem atâta tam-tam. Mai ales acum că e seară, pomul oricum a primit informații cum e plecat de acasă. Băi, dar unde-s celălalt, mă? Cred că sunt în spate, nu știu. Că-i zis să vină. N-am nici căscuță, n-am nimic, ochi-tochi de ala, n-am. Ce să fac? Ia, ce era să mă duc aici. Bine că m-am dus. Aici, în dreapta, parcă. Ce era acolo? Un pic mai încep pe căscuța aia, că na. N-am chef să fac o tamtana. Le spun să vină? Păi da, dar numai mai încet, un pic. Zi să opresc aici. Opriți aici. Zi, opriți aici, colegii. Nu știu, nu cred că de aici. Fii atent, casa aia de acolo. Cum facem? Aia? Unde oprim? Aia? Da, da. Zic că să mergem pe jos, colegul, că... Păi hai... Dar stai și hai să tragem mașinile în boscheț undeva. Aici e pe la intersecție și te văd. E aici, bine. Faci-vă din portbagaj arme. Deci fii atent. Canistre și tot ce vă trebuie. Am înțeles. Două persoane să ia două canistre și două cu armele în mână. Adică eu și încă unul cu armele în mână. Și canistrele. Hai că am luat eu canistră, Bun. Șefule. Eu stai că încerc să-mi găsesc cartea. Vezi că e de acolo din față. Din portera din spate, na. Deci că merem la Florean, nu merem la... Poate cineva acasă. Nu e, că am informație că nu e. Hai băieți. Am înțeles. Deci fii atent, șefule. Vezi că e împăzită zona de camere. Trebuie să mergem încet, nu ne grăbim, dar la celălalt unde mergem? Spargem camerele sau dăm foc și aia? Și spargem camere și îți arăt prima dată, mergem înăuntru, îți vă arăta. Hai mai repede un pic. Îți vă arăta niște treburi să vezi ce e pe acolo prima dată, o să vadă și băieții și după aia de jos începem până sus, începem să turnăm. Dar vă zic eu când, știi? Și focul ultra eu. Vedem. Cum vrei. Sper că ne-am înțeles, nu? Deci, șeful. Stealth. Prin față, spate numai. Hai că am început acțiunea, guys. Vă las pe voi în față, că aveți acnate. Dar unde e cealaltă? A picat oraș în cap. Hai că numai pe aici poți să meri. Ola, cu prim de asta. Păi, dar cine e aici, mă? Ce, mă, cineva pe aici? Păi mie mi-a zis că nu-i. Haide. Stealth. Liber. Liber. Căutați la etaj sau... Am înțeles. Anomale. Șeful. Aici. Fii atent. Data trecută i-am tăiat la unul mâna. Fii atent. Deschide ușa. De aici ai grijă, ai grijă. Eu vă aștept aici afară. Da, și tu. Fii atent. Vezi camera, o să-l vezi imediat aici. Uite-te aici ce-i. O vezi? Deci fii atent, uite-te aici ce-a făcut omul. Vede tot orașul cu asta. Asta vrea să arată tot orașul. Da, tot. Deci uite-te deja pe unde vrea să trimită aceste rachete. Ia, are drone, are de toate. Vezi că dronele astea... Colegă, vină mai încă. Am zis coleg. Da, vine un înger după el imediat. Și asta la fel. Auzi? Facem felul următor. Băi, ăla, cu cisterna. Da. Cu, mă rog, cisterna asta, mă. Da, zi. Spune acolo un îngeraș, scrie acolo un text în care să vin... Nu, să nu vină, nu, da, numai să... Nu, bun. Șef, hai după mine. Treaște că o să mai recarc un pic. E mai jos. Ia uite-te aici. Uite-te aici ce-i. Asta e bombă cu nitrogen, ai nebunit? Uite-te aici. Fragile astea bubuie. Hai de cap. Ia uite câte arme, de-astea mi-am dorit eu odată să am. Asta o iau de pe perete, să știi. De iau, n-am de-o treabă. Dar ce iau, ce frumoase. Știu. Fii atent, uite-te acolo ce rachete, molotov, de toate. Fii atent. Vezi, fii atent, hai încoace. Vezi acel buton roșu? Ce clipește? Ala să nu puneți nimic. Normal ăla e un senzor de antimișcare, știi? Mă rog, când se mișcă cineva, bipește. Îl alarmează, dar acum toate sunt duse. Hai să creează tot. Deci cam de aici trebuie început, luate canistrele, dat foc, până sus, la intrare. Am înțeles, păi pot să încep deja, cred. N-avem ce face, hai să începem. Bă, unde sunteți, bă? Mamă, deja și început. Fii atent, de acolo încep, de aici încep până sus. Te duci. Puneți aici lângă. Am înțeles, am rămas fără. Băi, fii atent! Mai? Unde sunteți? Unde sunteți? Lângă tine. Hai sus, unde ai fost înainte. Vede... Hai mă sus, unde ai fost înainte. Sus! Nu trage, mă, nu trage. Păi, vedeți că au venit două mașini afară. Nu contează. Am dat foc aici, să știți. Tragi, vezi că mai este una, vezi că mai este, trageți-vă. Ia-l pe ăla, ia-l pe ăla de acolo. Mamă, du-te. Hai, mi-am dat foc aici, am fost. Sper să nu fie oameni, sper să nu fie oameni, stai un pic, stai un pic. Hai pe... foc aici în casă? Dă-i. Vezi cum le pui. Gata, nu mai am. Bine, las că trag eu ultimul. O să ard oricum asta. Stai să mă. Asta e, haide. Unde sunt ceilalți? Nu știu. Fugi. Cu siguranță știi că am spart tot aici. Fugi. Avem companie? Nu. Nu, mai bine haide de acolo. Fugi. Haideți, fugiți la mașină repede. Alea și-o mai revenit, bă? Da, 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 și-a revenit. Nu, bun. Sunt în spatele vostru. L-am ajutat eu. M-am trag în ea armă, haideți. Ne băgăm în mașini și fugim. Dar șeful pe unde-i? Cred că a rămas acolo. 2 secunde. Șeful, unde ești? Unde e șeful? Haide jos, șeful. Hai, șeful. Haide, 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 haide. Păi mereți să meargă celălalt la mașini să nu mă aștepte. Băi, plecați la mașini, mă. Luați fiecare câte o mașină repede. Măi, ești conștient ce-a fost aici, nu? Da, da. Nu, bun. Vezi că aia o să fie oricum demolată cât de repede. O să bubuie. Deja au venit o bubuie, da. Hai să fugim până nu pușcă bombele alea, că după aia e problemă. Hai la sediu, la sediu. Hai la sediu, că repede. Alea, să puște oricum. Mamă, doare, mai. M-am dus. Asta e. Hai să ajungem repede de asta, să scăpăm, ne băgăm repede pe undeva. Mamă, s-o auzit cu bubuie, băi, s-o auzit cu bubuie, nu pot să cred. Deci înseamnă că totul o fă bine. Hai, merem repede la sediu. Nu știu dacă e bine la sediu, da, mă rog. Merem undeva. Ce spui, colegul? Nu zic nimic. Da, mi s-a părut atunci. Nu zic, în faza care, n-ai auzit cum au bubuit? A, ba da, m-a auzit, mă gândeam la ceva. Bubuit alea ca ultimul. Se vede bombele. La fix a făcut zi, mă, bă, la fix, nu pot să cred. Hai să ascundem mașinile astea. Hai jos. Băieții, spune. Trebuiască să scăpăm de mașinile astea, mai încolo să le aruncăm în mare. Lasă, m-am gândit, am vrut să le arunc acum, dar na. Dar nu, las că o să se ocupe băieții mei de ele. Contrabate, dacă nu te super colegă. Ați avut azi mănuși că nu le am putere. Da, da. Bine că acum s-a crăpat de zi și nimeni. Băi, la fix, că nu a început să bubuie aia la fix. A fost. Mamă. Băi, mersi, doamne, că am scăpat, dracu. Dacă nu eram varză. Băi, băieți, eu aici am să închid episodul și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like, subscribe. N-am terminat de casa aia, am bubuit-o. Deci am bubuit-o. Și... nu știu, acum ce o stat acolo, nu știu ce va fi. Oricum, a fost nebuneală, bubuiala aia... Puh. Bine, guys. O zi fără cât mai frumos să aveți. Pa, pa!